Este o regulă cumva nescrisă a societății noastre, mama este responsabilă de creșterea și educarea copilului și atunci pe umerii ei cad cam toate. E foarte greu să ai mai multe roluri într-o zi de 24 de ore. Tu trebuie să fii și mamă și coterapeut, trebuie să fii soție, trebuie să fii femeia care are grijă de casă, trebuie să gătești și să faci toate lucrurile casnice. Și atunci, în momentul în care copilul nu progresează la nivelul la care tu te aștepți, tu ca mamă ai tendința să spui, uite, din vina mea, pentru că nu dedic suficient timp. Și atunci eu le întreb de obicei pe mame, dar de unde să mai dedici timp? Că n-ai nici tu mai mult de 24 de ore. Sau tatăl vine și spune, păi stai acasă, ce mare lucru faci cu copilul? E greu de cuantificat acest timp pe care mama îl petrece acasă. Dacă noi, ca specialiști, începem să vorbim mai mult despre responsabilitatea comună în cazul unui copil, indiferent care sau nu are diagnostic, dacă îi spunem tatălui într-un mod explicit, evident, dacă mama renunță la serviciu și se ocupă 100% de copil și de treburile casei, asta nu înseamnă că de ea va depinde 100% progresul copilului, ci va trebui să vă implicați în măsura în care puteți și dumneavoastră, astfel încât să, copilul să vă vadă ca o echipă și dumneavoastră să vă asumați rolul acesta. Într-o familie nu ești doar tată sau doar soț, ești și tată, ești și soț, ești și omul care poate schimba un bec, măcar că aud amândoi de la o persoană neutră. Și tot e bine, pentru că tu ca mamă, dacă te duci și spui soțului tău, uite ce am citit, uite ce am auzit. De obicei bărbatul devine defensiv și nu neapărat pentru că e un om rău, ci pentru că el nu știe cum să-și gestioneze anxietatea lui, sunt fricile lui, poate să fie rușinea, stigmatul. Și atunci ajunge să nege orice îi spune soția lui și va fi mult mai greu să accepte că, într-adevăr, el are propriul lor în creșterea și dezvoltarea și progresul copilului, pe când dacă el aude de la noi ca specialiști și aude într-un mod mult mai calm, și lipsit de învinuire, pentru că o mamă care ajunge la un moment dat chiar și la burnout, o mamă care ajunge în depresie, la un moment dat s-ar putea să spună într-un mod destul de urât ce are de spus. Și mai ales dacă s-ar putea să-ți fi zis de zeci de ori până acum, mai stai și tu cu copilul când vii de la muncă, la un moment dat o va spune într-un mod care pe el îl va îndepărta și mai tare.